dinți, fără dinți, cert este că Raluca și Ion au câștigat un date. Haideți să vedem ce ați putut fi avut, ce ați putut fi, ce ați putut avea, scuze. Ce ați fi putut avea și ați pierdut. La câștigării concursului de apropiere printr-o simplă portocală, Ion și Raluca au ajuns la o întâlnire pictată cu adevărat în culorile iubirii. N-am mai fost niciodată într-un atelier de pictură. Mi-a plăcut că am văzut tot felul de pensule, de tot felul de culori. M-a ajutat doamna să fac schița, că eu habar n-am cum să desenez un om. Tu poți să-ți alegi un creion și să-ți începi desenul. Ideea lui a fost foarte frumoasă de a reprezenta cumva relația între noi doi. Succes, iubito! Succes! Stăteam aseară în pat și mă gândeam așa ce să pictez. Și mi-a lucit brățara asta la mână. Și mi-a venit ideea, m-a trăsnit. Ideea pentru pictură mi-a venit din cauza unor medalioane pe care le-am primit și eu și ea. Pe al meu scrie că eu sunt haosul, iar pe al ei scrie că este calmul. Eu aș fi vrut să fie ceva tot așa cu pictarea, să te pictez pe față, eu pe tine. Pe mine? Mhm. Interesantă plăcere. Mi-ar fi plăcut să te așezi tu așa în fund în vopsea, știi, și după aia pe o pânză de aia mare. Gluma e glumă, dar urmând firul creației, în curând treburile deveneau cât se poate de serioase sau tehnice după caz. Am preferat să împart pânza de pictură în două pe diagonală, în partea de sus deasupra mea fiind ea, calmul, iar în partea de jos, unde sunt eu, haosul, am folosit absolut toate culorile în absolut toate direcțiile, fără niciun fel de logică, acesta fiind definiția haosului, după părerea mea. Ce spate frumoasă! Așa e. Așa te vezi tu pe tine ca și mireasă? Așteaptă că nu e gata. M-am simțit calm chiar. Mai puțin haos și mai mult calm eu de data asta. Dar culoarea asta ai ales-o pentru că ai bluza culoarea asta? Dar nu e bluză, e piele. Da? Uh-huh. E cu spatele gol, nu? Uh-huh. Am înțeles. Cu siguranță Raluca are un efect calmant pentru mine, dar și pictura m-a ajutat cumva. Și cum te simți în noua noastră cunoaștere? Cum e mai bine? Ca și la început. Da. Da, e mai bine așa. Eu cred că ne apropiem pe zi ce trece, din ce în ce mai mult unul de celălalt. Mă bucur mult că nu ne-am grăbit așa. Ne-am cam grăbit la început, recunosc. Și acum realizez și eu că este mult mai bine așa. Să o luăm pas cu pas. Mai dai înapoi? Dacă rămâne tot așa cum e acum, cred că o să dau doar înainte. Țin să cred că m-am grăbit pentru că este singurul de care mi-a plăcut în casă. Nu m-aș fi apropiat de niciun alt băiat în casă decât de el. Chiar dacă a fost despărțirea, nu am simțit în niciun fel să mă apropii de alt băiat. Chiar nu am simțit să fac acest lucru. Și chiar dacă nu a fost să fie cu el, am lăsat-o așa, am rămas eu cu mine. Să fie bine, nu știu. Ne-a luat valul. Asta e partea mea? Da. Îmi place roz, așa e? Știi că îmi place roz? Asta cred eu, că ne-a luat valul la început. Și eu am fost foarte, foarte direct, adică i-am spus de la început că cu mine poate să fac orice. Lângă mine poate să fie exact cum este el. Un haos. Eu știu că ți-ți place roșu, dar tu știi care e culoarea mea preferată. Roșu. Da? Nu? Răspuns corect. Dar îmi place și negru mult. Și verde și albastru. Roșu. În această recunoaștere vreau să fiu mult mai relaxată. Vreau să iau totul pas cu pas. Vreau să nu mă mai las așa, mă pun pe tavă. Mă las descoperită mai greu. Abia aștept să mă văd mireasă. Cu spatele gol. Ce ți-ai adăugat tu special pe rochia ta de mireasă? Diamante. Am înțeles. Și mulți clipici. După acest date plec puțin, de fapt nu puțin, plec foarte împăcat. Mă simt foarte relaxat. Mi-a plăcut tot timpul petrecut împreună, mi-a plăcut că am avut ocazia să mă exprim așa cum am simțit eu. A fost un date foarte frumos. Chiar mi-am dorit, într-adevăr, să am un date cu el de când așteptam. Nu am crezut că o portocală mă poate scoate afară din casă, dar am reușit, mi-a plăcut foarte mult. Ieșirea asta din casă pentru mine a fost ca o revenire în civilizație. A fost un refresh. În schimb, îmi doresc să mă întorc înapoi în casă, acum că am văzut ce este afară. Deci cum? În schimb, îmi doresc să mă întorc înapoi în casă, acum că am văzut ce e afară. De ce?
Nu e chiar așa frumos afară. Plouă, lumea e supărată, e frig, aglomerație, lumea e nervoasă. E mult mai multă pace aici în casă decât afară. Sunt peste 16.000 de cazuri astăzi. Sunt câteva mii de oameni la ATI și încă câteva sute care așteaptă un pat. Să aștepți un pat. Practic, să aștepți să moară cineva ca să poți să... Sau să facă bine. Să ai o șansă. Da, ai dreptate. Nu e prea bine afară. Cumva, știu că sună ciudat, dar sunteți privilegiați că sunteți aici. Așa m-am simțit eu ieri. Feriți de nebunia de afară. Dacă vreți, v-am mai spus, dacă vreți să vă vaccinați, spitalul e aici aproape, cine nu e? Vă putem oricând înlesni lucrul acesta. Bun, v-ați simțit bine? Da. Da, frumos. E, pictura e o terapie. Păi da, eu asta am realizat ieri, în timp ce pictam, îmi plăcea așa, de-aia mi-a și spus Raul că la un moment dat că sunt cam tăcut, dar m-a prins așa tot ce făceam, mi-a plăcut să blenduiesc culorile acolo. M-am simțit bine. Tu, haos, ia calm? Da. Așa simți că sunteți? În mare parte, da. Mai sunt și momente în care eu sunt ceva mai calm, dar în majoritatea timpului eu sunt ceva mai haotic decât ea. Bun, da, dacă ne uităm un pic la evoluția voastră în show-ul ăsta, mă rog, în special la evoluția ta, tu ești mult mai calm acum față de cum erai la început. Da. De ce s-a întâmplat? Adică te-ai văzut? Nu ți-a plăcut? Nu m-am văzut și... Nu știu dacă nu mi-a plăcut, atâta doar că am arătat doar o latură a mea, doar o parte și eu sunt compus din mai multe părți, printre care și aceasta, relaxată, mai calmă, mai liniștită. Și am vrut să arăt și partea asta, să nu creadă nimeni că eu sunt doar agitat, doar pe anumite lucruri. Bine, mă bucur că v-ați simțit bine, o să vedeți că a fost și o furtună după... lecția asta de calm de la pictură, de la date-ul de la pictură, pentru că ieri s-au certat Raluca și Ion. O să vedem ce s-a întâmplat puțin mai târziu.